Bună ziua, vă spun bun găsit la o nouă ediție a știrilor Wild TV. Vorbim astăzi despre discuțiile aprinse, să spunem noi, din Consiliul Local de la începutul acestei săptămâni. Aflăm mai multe despre aceste neînțelegeri, să le spunem, de la domnul Ion Ionuțonescu, consilier local. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Dacă ar fi să vă întreb ca omul de rând, ce nu vă convine, domnule? Ce s-a întâmplat? Că de fiecare dată ați fost aclamat și în Consiliu, să spunem că vreți să întrerupeți ședința, că vreți să boicotați. Ce s-a întâmplat? Nu și-a propus nimeni nici să facă scandal, nici să boicoteze vreo ședință. Noi ne-am propus să spunem lucrurile pe care le vedem și pe care le primim și ca semnale de la oamenii care ne-au ales și care ne-au trimis acolo în Consiliul Local. Sunt lucruri de responsabilitate, sunt lucruri pe care nu pot să nu sesizezi că e o problemă cu modul în care se execută niște lucrări. Nu poți să nu sesizezi faptul că în fața unei școli e un șanț care îți dace așa de vreo două luni și mai un pic și începe școala. Nu poți să nu sesizezi faptul că sunt niște investiții care nu au în spate un studiu serios de fezabilitate în care să vedem că merită să băgăm acei bani în acea investiție. Nu mai vorbim de lucruri care par de la o poștă supraevaluate. Și atunci sigur că la aceste lucruri trebuie să intervii. Pe de altă parte, nu poți să nu intervii atunci când există o strategie asumată de un consiliu local, aprobată cu unanimitate la vremea respectivă de consiliul local și să vii cu o investiție care nu respectă acea strategie. Trebuie să vii și să spui, dom'le, e o problemă aici. Și atunci asta este scopul până la urmă pentru care oamenii ne-au trimis acolo, să dezbatem niște lucruri, niște proiecte punctuale ale urbei și la sfârșit să le spunem punctul de vedere fiecare. Faptul că unii ar dori să aibă un scandal continuu din lucrul ăsta și nu știu să înțeleagă și să asculte, deși ar trebui să știe, să fie factor de echilibru, că până la urmă un primar nu este primarul PSD, PNL, USL sau altceva, este un primar al Ploieștiului, nu? Și atunci el ar trebui să asculte toate părțile și să ia în calcul toate aceste elemente, da. Sigur, o astfel de abordare nu avem nici la nivel național. De aceea noi am propus o variantă de candidat, un alt fel de candidat, mai puțină vorbă, mai mult de fapte. Sigur, din păcate în Consiliu, în Parlament, în toate lucrurile de genul ăsta, trebuie să-ți pui păsul, să-ți pui ce te doare, că altfel știți cum e, copilul care nu plânge. Care este relația dumneavoastră cu domnul primar? Aveți o comunicare eficientă, să spunem, sau o comunicare pur și simplu? Sigur, nu pot spune că am o comunicare, pentru că a avea o comunicare înseamnă să ai un cadru instituțional în care să discute aceste lucruri. Ori acele ședințe de grup operativ, cum ni se spun, ședințele care ar trebui să aibă loc înainte ședința de Consiliu Local, sunt fie anunțate pe ultima 100 de metri ca și ședințele de Consiliu, proiectele de hotărâri sunt puse foarte târziu pe site de foarte multe ori, chiar după acea ședință, și atunci ești într-o situație în care avem un dialog al surzilor. Deci vorbim, dar am mai ideea cât ne înțelegem. Se mai întâmplă că toate să ne și înțelegem și s-a văzut și la ședința extraordinară de după scandal, nu? A doua zi, că a fost o ședință extraordinară în care lucrurile au mers altfel. Dar a fost nevoie de un scandal? Noi am generat acel scandal, nu noi ne-am ridicat de la masă și am plecat supărați. Pe de altă parte, trebuie să fii responsabil, că dacă nu ești responsabil acolo și nu înțelegi echilibru politic, nu înțelegi că până la urmă și eu și dânsul am fost aleși cu votul cetățenilor. Nu știu dacă ar fi ieșit primar cu voturile doar ale celor din PSD, PLR sau ce am mai adunat acolo. Dânsul a ieșit primar cu voturile liberalilor, socialdemocraților, voturile cetățenilor Ploieștiului, că au fost cei mai mulți, nu sunt membri ai unui partid politic. Cei mai mulți sunt cetățeni care merg la vot și spun, da, mi se pare că e mai bun domnul X sau domnul Y. Nu? Presa locală acuza, punea vina pe ruptura politică din ultima perioadă. Spunea că ruptura din PNL, PLR-ul și PNL-ul a generat toată această ruptură și în Consiliul Local. Că au fost foarte multe voturi de genul 11 la 11, categoric. Au fost și câțiva absenți și probabil au fost situațiile astea. Dați vina pe politică? Nu, este vorba de un echilibru normal într-o democrație. Atunci când s-a întâmplat de acea dată să nu existe o majoritate de o parte sau de cealaltă, dar au mai fost situații de genul ăsta. Scandalul, în schimb, după părerea mea și la nivel național și la nivel local,
pleacă de la dorința acerbă a unora de a cumpăra aleși, de a-i momi cu tot felul de lucruri, doar, dom'le, vină și joacă cu noi. Cum să joci cu noi? În orb ridică mâna pentru noi, nu contează că e albă, că e neagră, că e gri, că ai un punct de vedere. Vină și vorbește, mai puțin și la partid și în consiliu, ridică doar mâna, că noi avem nevoie doar de mâna ridicată. Știți, celebrele semne, sus, da. Jos, așa, bun. Din păcate, asta nu înseamnă democrație. Din păcate, asta înseamnă o impunere așa cum s-a încercat și în Consiliul Local, nu? Atunci când nu-ți iese ceva și te super zicești jucărie și pleci, parcă, nu știu, o întâlneam așa pe la vârsta copilăriei, jucam pidita, nu ne mai ascundeam de colo-colo, m-am supărat și am plecat, mi-am luat jucăriile și am plecat. Ați simțit cam o astfel așa de impunere? Sigur, în Consiliu, dacă ați sesizat și la... au fost anumite... chiar la ședința extraordinară s-a propus introducerea pe ordinea de zi a unui proiect suplimentar care fusese pe ordinea de zi a Consiliului Local, care viza o familie de nevoiași care au găsit, nu știu, o asociație, o fundație, a dorit să le construiască o casă. Și au venit cu acea asociație, venit cu soluția recte primăre, dați-ne un teren ca să le construim casă. Sigur, atâta vreme cât rezolvă o problemă socială, după părerea mea, trebuie promovat un astfel de proiect. A fost propusă de doi consilieri, un domn consilier din partea dreapta și chiarului politic, din noua alianță creștin-liberală, și din partea cealaltă a fost un domn consilier de la PSD, care au dorit să introducă pe ordinea de zi. Toți ceilalți de la PSD și de la, mă rog, cei care au creat majoritatea la ultima ședință, au ridicat mâna pur și simplu împotrivă. Nu? Deci la asemenea proiect votezi împotrivă fără să ai niciun fel de argumente. Nu? Cum e să numești asta? Este impunere? Dar toți am văzut așa că s-au uitat într-o direcție a mesei, după care brusc au hotărât. Există acolo undeva... Da, deci asta este, asta e partea tristă. Mi-aș dori să văd acel tip de consiliu în care discutăm proiecte și discutăm lucruri pentru oraș. Mai puțin lucruri, o influență, o interes, un lucru de genul ăsta. Aș vrea să văd, într-adevăr, că dezbatem proiectele pentru oraș. Și atunci, sigur, nu avem nicio problemă. Atunci când au fost proiecte bune, le-am votat. Chiar am fost uneori acuzați, domne, ce unanimitate în Consiliul Local. Dacă e un proiect bun. Și se mai întâmplă și... Da, sigur, a fost și la ședința de acum, a fost un proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de investiții prioritare, dacă vă amintiți. Da. Și noi aveam un dubiu vis-a-vis de o anumită investiție și l-am întrebat pe domnul primar. Domnul primar, ce-i cu investiția asta? Ne-a explicat, păi era dreptate, era în regulă și am votat-o. Chiar în acea ședință, cu egalitate. Deci se poate. Deci se poate, sigur, dar trebuie să înțelegem că un dialog de acest gen... Un dialog administrativ până la urmă, că nu e un dialog politic. Nu discutăm strategii politice, bă, nu știu ce termene pentru oraș. Discutăm de proiecte punctuale. Asta este administrație. Venim cu argumente administrative, să ni se răspundă tot cu argumente administrative. Și la cel cu Dalkia. Nu? L-am întrebat, domnul primar, câți metri de conductă băgăm de bani ăștia 1,5 miliarde? Știți? Păi nu știu. Bun, nu știa domnul primar, dar aici poate avea un aparat. Nu? Care ar fi trebuit să ne răspundă? Dom'le, uite, sunt 100 de metri, 2000 de metri, nu știu, cât sunt, de ce justificăm, cum justificăm acea investiție? În cât timp ne scoatem banii pe aia? Nu? Punem o centrală termică versus ne racordăm la Dalkia, că asta e întrebarea pe care o are orice cetățean, nu? Și noi gestionăm buget public. Nu, da, sunt banii noștri, sunt banii cetățenilor. Care l-a supărat și pe domnul primar, racordarea căminului de bătrâni. Da, noi n-am spus că nu suntem de acord cu racordarea, noi am spus că vrem să vedem, în primul rând, de acei bani, din punct de vedere tehnic, care sunt indicatorii tehnico-economice ai acelei investiții, și al doilea lucru, am vrut să întrebăm de fezabilitate. N-am mai apucat să întrebăm de fezabilitate, că s-a supărat, a plecat. Da. Noi am cerut studiile pe care le-au avut la bază și în studiul respectiv care ni s-a prezentat la ședința de buget finanțe, nu avea niciun fel de componentă de recuperare a investiției. Ceea ce se numește analiză cost-beneficiu, prevăzut foarte clar de ordonanța 28, pe 2008. Deci nu că vrem noi sau că vrea consilierul X sau consilierul PNL sau consilierul PDL sau consilierul ACL sau PSD. E vorba de ceea ce spune legea. Până la urmă, noi am cerut un lucru pe care îl prevede legea. Dom'le, spuneți-mi nou, cum e acolo? Îl vedeam, era regulă, votam pentru, așa cum am votat la celălalt proiect.
La fel, tot o discuție aprinsă a fost și pe baza ajustării de tarife la apă și canalizare. Un proiect care nu a trecut în definitiv. Și aici, am avut o întrebare, iarăși către domnul primar. Își asumă răspunderea pentru această creștere de tarife? Pentru că, până la urmă, șeful administrației locale nu sunt nici eu, nici dumneavoastră. Este dânsul. A câștigat alegerile, e primar 4 ani de zile și atunci trebuie să-și asume și bunele și relele. Dacă facem o creștere de tarife, nu e suficient de răspunsul dânsului a fost, păi știți că ați făcut parte din administrația care a semnat contractul, nici măcar nu era așa, da. Mă rog, era puțin în eroare, da. Cel puțin la Apa Nova. Da. A fost o argumentație, sau nu am avut de ales, am respectat contractul. Da, în loc să-mi aduci un argument, de ce nu modifici contractul? Ești primar, nu? Dacă ești primar și ai toate instrumentele și nu e corect să faci lucrul ăla și din punct de vedere legal nu e corect, sau din punct de vedere, nu se justifică, nu? Din punctul de vedere al administratorului orașului, vino și spune, nu e regulă, uite, nu e regulă pentru lucrul ăsta, hai să modificăm contractul. Poate că acel contract a fost greșit. Nu spune nimeni. Îi dai un contract de atâția ani de zile. Nu? Dar vino și spune că da, ești primar, da, conduci urbeanul. Veți vota un astfel de proiect în ședința următoare? Este o chestiune, dacă voi fi lămurit cu privire la necesitatea și oportunitatea acelui proiect, voi vota pentru orice proiect care are o fundamentare corectă. Dar atâta vreme cât vin și spun cresc tariful, că așa scrie în contract, dar în contract nu scrie. Ați verificat acest contract? Am căutat articolul ăla care spune că mă obligă să fac lucrul ăsta în luna august. Nu scrie că în luna august trebuia să fac lucrul ăsta. Poate că trebuia să-l fac în iunie. De ce nu l-a făcut în mai, înainte de europarlamentare? Nu? Poate că unii au amânat special niște lucruri. De ce nu fac în decembrie, înainte de prezidențiale? Poate totul e... Nu știu. De ce am ales luna august? Nu scrie că în contract de ce am ales luna august. Să ni se explice. Nu? Și atunci... Poate că e un lucru corect, poate că într-adevăr acum se justifică, acum sunt toate datele necesare și atunci spunem da, ok, e în regulă proiectul. Un alt Dar proiect... în principiu majorarea de tarife este o chestiune cu care noi nu suntem de acord, principial. Da, am crescut salariile. Nu, păi dacă n-am crescut salariile, păsemne că n-ar trebui să crească nici tarifele. Dacă creștem veniturile oamenilor și dăm surse, nu, pentru creșterea veniturilor, atunci... Probabil că așa e. Mă uit la firmele private care au o atitudine de scădere a tarifelor. Pentru că, na, oamenii nu prea au salarii, nu prea au locuri de muncă, nu prea găsesc locuri de muncă. Li s-au promis locuri de muncă. Bun, nu le-am găsit locuri de muncă. De fapt, a fost un proiectul de la care a plecat toată tensiunea, dacă stăm să reluăm toate lucrurile, au fost pe o chestiune absolut banală legată de parcul industrial Bărcănești, unde ar trebui să se creeze niște locuri de muncă, nu? Și unde acolo, Consiliul Local a fost invitat de către Consiliul Județean să intre și el partener în această structură. Sigur, cu 1%, cu o sumă destul de mare pentru acei 1% în opinia mea, dar bun, am zis ok, acceptăm. Ne-am uitat și noi pe structura de la... Păi, dom'le, dacă acolo avem în discuție la acest moment, din punct de vedere politic, 4 oameni care sunt din zona dânșilor. Nu era normal să avem măcar 3 din zona cealaltă a opoziției, ca să fie un echilibru de decizie, așa cum este și în Consiliu, să fie și acolo. E o adică simplă, nu? Ar însemna că 2 trebuie să intre din partea municipiului pentru partea aia acela. S-au propus 2. E, acum a început și eu. Că nu, că vrem 7, că vrem 9, că vrem 20. Erau 2. Asta trebuia să iasă. Ați-am fost invitați. Știți cum e? Dacă ești invitat la mază cu 2 persoane, vii cu 2 persoane. Nu? Nu prea s-a vrut. Din și, ce? Pe, la un moment dat au apărut pe zona de comisie de numărare. Deci nici măcar nu discutam de fondul problemei. Erau joacă așa de... Au propus nu știu câți oameni. Sigur, oamenii responsabili au spus, dom'le, nu mă interesează, nu vreau. Nu este treaba mea acolo, nu mă pricep la lucrul ăsta. Și atunci nu mă bag. Când au ajuns la faza la care rămăseseră 2 din partea PSD, 1 din partea... Și atunci ar fi însemnat că nu mai trebuie supus la vot și era în regulă, adică nu mai trebuia făcut vot secret și atunci putea să treacă imediat. Imediat a mai venit o propunere, o a patra. Ca nu cumva să facă o comisie. Deci, în care am invitat, da, dumne, numărați dumneavoastră voturile, dacă asta doriți să numărați. Sigur, asta e preocuparea principală, văd în țară, a PSD-ului, cine numără voturile. De-aia și alerga goana asta după primari, ordonanțe neconstituționale și alte lucruri de genul ăsta, doar să controlăm noi cine numără voturile. Sigur, e o dorință veche. Când mi-aduc aminte de 2004,
discuțiile de atunci parcă seamănă, nu? Vi se pare? Se reiau oarecum. Cam asta se întâmplă. Presa locală acuza faptul că totul se întâmplă din cauza jocului politic din ultima perioadă. Că ruptura PNL-ului, cum ați și în pauzele de... și atunci când s-au făcut alegerile. Totul spunea, domnule, nu mai transformați tot într-un joc politic. Aveau loc niște discuții pe hol. Credeți că oarecum toată politica asta, că și în discursul domnului primar spunea, domnule, dacă vreți să trecem de la administrație la politic, de fiecare dată se rosteau cuvinte. Noi am pus probleme administrative. Nu cred că ați rostit ați auzit rostind vreun consilier local din partea ACL, s-ați fi auzit un punct de vedere, domnule, din punct de vedere al politicii de dreapta, nu suntem de acord cu... Asta era politică, nu? Nu cred că ați auzit așa ceva. Nu, cuvinte de genul ăsta nu. Ați auzit lucruri de genul. Dom'le, uite, investiția aia nu are cu tare elemente administrative. Nu? Da. Creșterea de tarife, n-am găsit o fundamentare clară. A, că inflație, coeficient de inflație calculat, Dumnezeu știe cum. Nu, vrem clar. Cuvintele astea le-am auzit și la proiectul privind câinii fără stăpân. Din păcate și la acel proiect care a fost depus la timp de către... Nu e proiectul meu sau al consilierilor acele. Este un proiect pornit de la o organizație neguvernamentală. Nicio legătură cu politica, nu? Oamenii aceia ne-au chemat pe toți consilierii și toți am mers acolo și am spus da, vom susține acest proiect. Dacă am promis că îl vom susține, am și făcut pasul să-l susțin, că așa mi se pare de bun simț, nu știu, dacă vă promit că bem paharul ăsta de apă împreună, păi îl bem împreună, asta e, ce să fac dacă asta am promis, nu? E corect? E categoric. Asta e, ori acolo a fost o chestiune, am propus, administrația care trebuia să facă un raport de specialitate nu l-au făcut, trebuiau să introducă în comisiile de specialitate ale Consiliului Local acest proiect. Nu s-a transmis proiectul la comisiile de specialitate. Normal, și dau niște formate de avize pe care consilierii din comisii le completează. Nici o comisie n-a primit un astfel de aviz pentru această hotărâre, cel puțin din cunoștințele mele. Da? Justificarea în ședință fiind că, domne, mai sunt încă două proiecte pe aceeași temă. Perfect, dar noi nu ne-am văzut nici luna trecută, nici acum două luni, nici acum trei luni. Vă amintiți de un astfel de proiect? Nu, e... Nu. În mod normal, legea ce spune? Dacă am un proiect inițiat, în 30 de zile trebuie să-l supun dezbaterii. Nu-i tocmai la lege. A fost supus dezbateri, într-adevăr, pe... Nu, dar spune că în 30 de zile trebuie supus dezbaterii Consiliului. Deci dacă a existat o astfel de inițiativă, acum o lună, două, trei, trebuie o discutată în Consiliu. Nu spune nimeni că soluția propusă e cea mai bună sau este unică. Aici poate a fost o greșeală din partea celor care s-au ocupat de avizele acestea de... Păi, cei care trebuiau să facă avizele de specialitate sunt aparatul propriu al primarului. Nu aparatul... Deci nu consilierii, nu partea de aleși trebuie să facă. Ei au partea lor de aviz de comisie. Am și discutat în Comisia de Buget Finanțe acest proiect și au zis da, de acord cu el, n-a avut nimeni nimic împotrivă. Sigur, nu s-a scris un aviz pentru că n-am avut acel formular dat. Dacă aveam formular dat la Comisia de Buget Finanțe, ar fi avut și un aviz de la o Comisie de Buget Finanțe. Că legea spune că trebuie să ai un aviz de la o comisie, fie dezbătut într-o comisie. Noi l-am dezbătut, asta e culmea. N-am avut aviz efectiv scris, am găsit niște tipă. Sper ca luna viitoare să-și revină și să... Că până la urmă e un proiect. Repet, nu dorit de consilierul X sau de consilierul Y sau de grupul politic X sau Y. Este un proiect pus de o organizație neguvernamentală, de societatea civilă. Atât mult a vorbit în ultimii 20 de ani de societatea civilă și atunci când chiar se implică și chiar fac ceva și ajung la final, avem astfel de discuții sterile care n-au niciun fel de... Eu ce am cerut domnului primar să știu cine este vinovat, că n-a respectat legea, că în 30 de zile nu a venit aviz. Pozitiv, negativ, de care venea raportul, nicio problemă, nicio supărare. Nu? Eu știu ce înțeleg, că foarte multe proiecte, deci proiecte în general, sunt trecute prin anumite comisii, sunt dezbătute, sunt aprobate și în aceste comisii, în general, sunt consilieri și de o parte și de alta, când ajung în Consiliu, voturile sunt altfel decât cele din comisii. Este oarecum normal. De ce? Atunci când mergi la ședința de comisie, ai un prim contact cu acel proiect. Gândiți-vă ce înseamnă o structură de tarife, hai să luăm un proiect pe care l-am avut, tarife de la Societatea de Gospodărire Urbană. Un dosar atât. L-ai văzut pentru prima dată în ziua respectivă. Sigur, ai întrebat, dom'le, despre ce vorbim? Păi actualizăm cu inflația. Care inflație?
zici în principiu, dacă e Mustai, că așa ne obligă legea cu tare, nu știu ce, bun. De acord. Și spui în comisie, sunt de acord. După care îți iei proiectul la sub braț, te duci acasă și mai studiezi că activitatea de consiliu nu se termină când ai terminat ședința. Te mai duci la birou la tine și mai citești. Băi, ia să vedem ce a scris acolo. Și constați că, de fapt, nu au crescut doar cu inflația, ci cine știe ce alte nebunii mai găsești pe acolo. Și atunci sigur că te întorci și spui în ședință, dumne, proiectul ăsta nu e în regulă. Nu? Sau, principial, sunt de acord, vreau să reabilitez o stradă. E în regulă. Principial doresc acest lucru. E logic și normal. Și când vezi documentele din spate, că le cer la comisie și ți se dau după comisie și când citești documentele din spate, constați că sunt probleme. Constați că fie indicatorii nu sunt foarte clari, fie fezabilitatea nu este justificată, fie așa cum v-am arătat și la problema Dalkia. Ați avut foarte mult, foarte multe, comparativ cu ceilalți consilieri, interpelări către domnul primar, către oamenii din primărie. Nu, interpelările au fost, să separăm lucrurile așa cum sunt ele prevăzute de lege, interpelările au fost la începutul ședinței de consiliu și s-au referit la două chestiuni punctuale și mă refer aici la strada Muzicanți, unde acolo începe școala, în continuare șanțurile de la gaze, șanțuri care sunt de niște luni bune acolo și speră într-o rezolvare. Prin tot orașul, asta aici fac o paranteză. Sigur, și acolo e vorba de o școală. Vă dați seama, un copil de clasa 1 într-un șanț de 40 de centimetri. Nu cred că e în regulă. Categoric. Și în fața școlii, adică... La noi se iau măsurile după ce se întâmplă ceva rău. Nu, din nefericire, și cu linia de tramvai am semnalat că sunt probleme și că sunt gropi nesemnalizate corespunzător, neîmprejmuite cu șantierul de la linia de tramvai. Da. Și s-a întâmplat și accident ulterior interpelării mele. Deci am avut interpelare înainte de a se întâmpla un accident. Dacă s-ar fi luat măsurile, sigur, pe urmă răspunsul pe care l-am primit de la primărie, am și comentat pe tema lui că a fost un răspuns de, cum să spun, a fost și în presă subiectul. Nu cred că îl caracterizează pe domnul primar și administrația acel răspuns, așa cum am spus. Am primit între timp un alt răspuns, mai bine fundamentat, dar în continuare... Nemulțumit? Păi, problema e rezolvată, că dacă aș vedea problema rezolvată și mă uit, sunt tronsoane unde se lucrează foarte frumos și ordonat și se vede semnalizare corespunzătoare și sunt tronsoane unde intri cu... Nu mai vorbesc, acum ai suprapus investițiile. E bine într-un fel, că nu mai săpăm pe urmă, după ce am terminat un lucru bun, îl stricăm ca să... Dar pe de altă parte, hai să terminăm, trebuie să văd cumva că pot să circul ca și pieton. Ok, am înțeles din punct de vedere rutier, suferim. Am încercat o compensare cu acel transport gratuit, care e destul de scump. Bugetul suferă din consider... Mai sunt bani pentru... Deocamdată, da. Noi am încercat să rezolvăm sursa de finanțare pentru acest lucru. Da. Știți că a fost și problema aceea cu investițiile în autobuzele cu GPL. Cum comentați această investiție? Păi, am votat împotriva ei. De fapt, n-am votat împotrivă. Este bine, susținem atitudinea ecologică. Este un lucru bun să găsești soluții de ecologizare. Pe de altă parte, să investești 100.000 de euro într-un autobuz care are durata de viață aproape trecută, care are un număr semnificativ de kilometri, în care bagi destul de mulți bani pe reparații și vin cu o investiție de 100.000 de euro, sigur, sunt bani de la guvern, dar oare acei bani nu sunt tot bani publici? Categoric, tot din banii oamenilor. Nu sunt tot din banii noștri. Parcă tot din banii noștri sunt și aceia. Și atunci vin și spun, o fi în regulă să dau 100.000 când costă 150.000 de euro un autobuz nou? E un raționament simplu care... Al doilea lucru pe care l-am semnalat acolo și pentru care m-am abținut de la vot, am luat studiu de fezabilitate din spate, că știți, v-am spus mai devreme, asta citesc. Și în spate, studiul de fezabilitate lua în calcul două alternative. Această alternativă cu GPL-ul și o al doilea alternativă în care să bagi gaz natural, da? Ar fi costat să cumpere autobuze noi, dotate cu gaz natural, da? Deci, în primul rând, comparam mere cu pere. Perele alea care costau 350.000 de euro bucata, că erau niște autobuze cu, mă rog, alte dotări, știți cum e, pot să cumpăr Dacia sau pot să cumpăr Mercedes,
Luăm Dacia, tot mașină e și una și alta, da. S-ar putea la preț să avem o diferență și de calitate, sigur. Bineînțeles. Da. Bun, e, cam asta am comparat și noi acolo. Și la sfârșit spuneam, păi da, da, știți că chiar dacă am dorit să cumpărăm autobuze de-astea noi, care au durată de viață mai mare și așa, de fapt nu există stație de încărcare. Deci analizam fezabilitatea două investiții, nu, deci două variante pentru aceeași investiție, dintre care a doua pe care am analizat oricum nu o puteam face când... Astea sunt greșeli tipice, că se mai întâmplă și în spitale. Eu luăm un aparat și n-are cine să-l folosească. Dar, eu asta am făcut, am citit ce scrie acolo și am spus, dom'le, nu e regulă. Analizează, fă-mă o analiză comparativă, ce ar însemna să cumpăr autobuze noi, nu? Fie chiar și electrice. Ați văzut, acum avem în oraș un autobuz oferit pe o perioadă de timp, să vedem cum funcționează un astfel de autobuz electric. Poate că era o soluție, nu? Puteai să analizezi și fezabilitatea asta. Poate nu e timpul trecut, totuși, să zicem. Păi, că... Din moment ce s-a aprobat, s-a semnat un contract de finanțare, puțin probabil că se va mai întoarce lucrul ăsta. Mai vine cineva, mai face o contestație, mai se mai plânge, da. Mai face... No, asta a fost cu GPL-urile, pentru că m-ați întrebat vis-a-vis. Deci nicio decizie politică, strict administrativă. Tot dumneavoastră a spus niște cuvinte cheie la început, lucrări supraevaluate. Și ați spus că nu sunteți de acord cu ele și că le-ați întâlnit în anumite proiecte. Păi, situația de la Dalkia este un exemplu în care noi considerăm că este un proiect supraevaluat. Supraevaluat din două considerente. Nu pot să cred că 10 metri de conductă de termoficare pentru o clădire care nu este tocmai Casa Albă să mă coste 1,5 miliarde. Mi se pare enorm. Nu cred că acasă ați plăti atâta pe o instalație termică. Nu cred. Poate da? Vorbesc în Albania, în alți bani. Bun. La fel, nu pot să înțeleg de ce ar trebui să pun un modul când, dacă ne aducem aminte bine, când am făcut modulul pentru Direcția de Finanțe Publice de pe Bulevard, modulul respectiv a fost calculat cu un plus de putere pentru a asigura exact acel imobil. Deci ar fi trebuit să trec de la un imobil la altul. Acum fac un alt racord, alt branșament, alt punct de transformare, alți bani. Alte 300 de milioane și pe chestia asta. Sigur, că nu-s din banii municipiului că îi pune Dalkia sau că era invers și puneam noi modulul și Dalkia făcea conductele cum am propus noi, dar tot erau niște costuri pe care îți pui problema pe urmă, cum le recuperezi. La fel, aici cred că și comisia trebuia să intervină. Adică, de ce a ajuns proiectul ăsta aici? Și, dacă mi-aduc bine aminte, schimbul acela de sume a fost propus de către PDL. Oare niciun membru PDL nu a putut să spună acest... În Comisia de Buget Finanțe s-a dezbătut acest lucru și acel amendament a fost propus în Comisia de Buget Finanțe. Și nu a fost luat în considerare nici în... Deci a fost în Comisia de Buget Finanțe, acel proiect a avut aviz negativ, din câte... Știu eu, deci am fost 4 membri, dintre care 3 am spus nu proiectului și al 4-lea a spus da. Nu cred că a avut un aviz pozitiv, a avut un aviz negativ al Comisiei de Buget Finanțe. În cazul ăsta chiar a fost îndezbătut corect și complet în Comisia de Buget Finanțe și în ședință s-a propus acest amendament care a plecat din Comisia de Buget Finanțe. Da? Deci s-a propus, sigur, nu au fost de acord. Așa e democrația. La 12-12, la 11-11 nu trece. Au fost și proiecte care aveau nevoie de majoritate. Cum credeți că vor evolua lucrurile, dacă vor evolua în Consiliul Local? Pentru că, să spunem așa, la ultimele ședințe, vedem așa un trend bazat pe contre politice, pe discuții tot mai aprinse. Opinia mea este că PSD-ul va încerca cu disperare să atragă aleși. Acum, știți, fiecare alege, că până la urmă asta este, dar fiecare dintre acești oameni care acum aleg într-o direcție sau în alta, trebuie să gândească până la urmă la electoratul care i-a trimis acolo. Sigur, la vremea alegerilor poate a fost un electorat USL sau PDL sau mai știu eu ce alt partid, dar electoratul acela USL a fost un electorat care la rândul lui era format din electoratul a două partide. Nu? Două plus unu. Hai să zicem trei. Cu greutate, da. Vorba cuiva.
doi și un pic. Da. Unii spun și un sfert. Un pic, da, un picul acesta are uneori putere. Da, pe de altă parte, dacă ne uităm așa un pic unde au trecut acești aleși, în marea lor majoritate au trecut către niște partide micuțe, partide care acum în sondaje și în opinia electoratului sunt partide sub pragul electoral sau la limita pragului electoral. Corect? Categorie. În această situație, acești oameni vor fi într-o situație peste 2 ani de zile de a fi pe o listă care s-ar putea să nu intre în Consiliul Local. Niciunul. Și atunci va fi durerea mai... Și sigur, pot să gândesc ce am astăzi pe masă și am foaie de hârtie albă, nu? Sau pot să mă gândesc ce se întâmplă mâine din punct de vedere politic cu acel om care până la urmă a intrat în Consiliul Local nu pentru niște lucruri personale, că nu pot să spui cu o indemnizație de consilier sau lucruri de genul ăsta, ci pur și simplu a fost un exponent a unor oameni în interiorul unui partid. Pentru că în general așa se întâmplă. Într-un partid normal, într-un partid organizat pe niște principii solide, democratice, la nivelul organizațiilor de bază, organizațiile de bază propun acești oameni care să intre pe lista de consilier. Așa ar fi normal și așa ar fi... Sigur că se întâmplă la sfârșit când se trage linie la listă să zică da, e propus mai încolo un pic, mai la sfârșitul listei, e altă discuție. Dar astea sunt lucruri inerente perioadei de alegeri. Dar, ca să ne întoarcem la povestea noastră, eu cred că aceste plecări, presupuse plecări, zic eu că sunt niște chestiuni de conjunctură care după prezidențiale se vor așeza complet așa cum au fost ele prevăzute de electorat. O ultimă întrebare, dacă spuneți că lucrurile se vor așeza după prezidențiale, până atunci va continua o campanie urâtă sau bazată pe scandal și discuții aprinse? Partidul Național Liberal a propus un candidat, chiar e acuzat de lucrul ăsta, liniștit, împotriva scandalului. Evident, noi nu ne dorim scandal. Prin candidatul pe care l-am ales și a fost ales prin votul unui congres, nu? În interiorul partidului. Păi, atunci înseamnă că acel candidat arată dorința acelui partid. Nu? Ne dorim altfel de politică, ne dorim mai puține vorbe și mai multe fapte. Nu trebuie să ajungem să discutăm, să dezbatem în Consiliul Local faptul că proiectul nu știu care e supraevaluat. Putem să-l discutăm în Comisia de Buget Finanțe și să înțelegem că e supraevaluat, să nu mai băgăm pornea de zi, nu? Îl retragem și, băi, hai să ne mai uităm o dată la el. Că poate chiar așa o fi. Corect? Categoric, da? Și să sperăm că... Și atunci că nu mai e scandal în Consiliu. Și atunci nu ai de ce să mai e scandal în Consiliu. Ai discuțiile normale, administrative, dinainte de ședință, care la sfârșit, după care ai tras și concluzia. Probabil mai multă atenție, probabil mai mult studiu pe aceste proiecte care spuneți că cu siguranță, sunt destul... Cu siguranță toate aceste proiecte, în primul rând trebuie să o transparență, după părerea mea, mai, nu știu, la ora asta constat că proiectele de hotărâri sunt puse foarte târziu pe site. Și uitați-vă și studiați ultimele 10 ședințe de Consiliul Local, când au fost postate ordinea de zi și când a fost postat ultimul proiect de hotărâre, ultima modificare la ultimul proiect de hotărâre. Și tot constat de fiecare dată în ultima zi de ședință. Și nu unul, 3, 4, 5, nu mai vorbesc de introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte. De asta spun că nu, fără o astfel de abordare transparentă, fără o administrație profesionistă, o administrație bazată până la urmă pe dorința, pe necesitățile oamenilor, că primăria nu este făcută ca să fie condusă politic. Primăria e făcută să rezolve problemele oamenilor. Însă da. Oamenii de foarte multe ori au de suferit din cauza acestor... Păi, vedem cu toții ce se întâmplă în oraș și mi-e groază ce se întâmplă de la 15 septembrie cu începerea școlilor. Poate, nu știu, o minune în două săptămâni să mai așeze traficul și problemele. Știți care e diferența între politică și administrație? Nu. În politică să nu spui niciodată nu. În administrație să nu spui niciodată da. În administrație să nu spui niciodată, în politică să nu spui niciodată nu, pentru că vei supăra electoratul. În administrație să nu spui niciodată da, că va trebui să faci. Am înțeles. Și răspuns pentru lucrul ăla. De reținut și pentru campania ce se apropie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și eu vă mulțumesc în emisiune. Noi luăm o scurtă pauză publicitară și revenim.